Hristos a înviat și un Paște liniștit și fericit tuturor vă doresc. Astăzi am revenit cu extragerea pentru săptămâna 12-18 aprilie, dar nu numai. M-am gândit să fac și ceva special, mai exact o etalare interactivă, iar întrebarea este, dragostea adevărată între voi? Trebuie să alegeți între trei variante, 1, 2, 3. Este pentru prima dată când fac acest lucru, dar îl fac cu mare drag pentru dumneavoastră, pentru că mi-ați mai cerut unii dintre dumneavoastră acest lucru, de aceea m-am gândit să îl fac. Nu contează dacă aveți o relație stabilă sau dacă v-ați certat cu cineva sau v-ați despărțit de cineva. Întrebarea este valabilă pentru toată lumea. Să știți. Bun. Dacă doriți să știți dacă există, dacă este dragoste adevărată între dumneavoastră și o anumită persoană sau nu, trebuie să alegeți între variante, da? 1, 2, 3. Gândiți-vă bine înainte de a face alegerea și mi-aș dori din suflet să rămâneți pe această alegere până la final, adică să nu vă răzgândiți pe parcurs. Trebuie să alegeți între 1, 2, 3, da? Întrebarea este, dragostea adevărată între voi? Și vom începe cu numărul 1. Haideți să vedem. Bun. Cum sunteți dumneavoastră sau sentimentele dumneavoastră? La numărul 1, da? Păi, dumneavoastră vă doriți armonie, vă doriți liniște, vă doriți să vă întemeiați o familie acolo unde este cazul. Vă doriți multă iubire, dar o iubire împărtășită. Cam așa vedeți dumneavoastră lucrurile. Cum le vede partenerul sau acea persoană de care întrebați sau de care sunteți interesați sau de care v-ați despărțit și așa mai departe. Persoana respectivă este un pic, nu să vă spun, ori se comportă un pic mai imatur, ori pur și simplu nu știe ce să facă. Într-adevăr, ia lucrurile un pic în joacă. Chiar dacă, nu știu, are peste 30, 40, 50 de ani, uneori se comportă ca un adolescent sau o adolescentă. Este un pic copilăresc, un pic imatur și cam trece cu vederea lucrurile importante. Cam așa vede partenerul, partenera sau persoana de care ați întrebat, așa vede lucrurile. Sunteți compatibili sau nu? Poate fi și compatibilitate aici la dumneavoastră, în unele cazuri, doar că există foarte multă agitație în aceste relații, foarte multă ceartă, poate uneori discuții în contradictoriu și discuțiile pe care le aveți sunt destul de aspre. Deci, nu există și nu prea, atâta timp cât trebuie să găsiți o cale de mijloc să vă înțelegeți, să evitați certurile și să evitați energiile acestea care se bat cap în cap aici dumneavoastră, trebuie unul dintre dumneavoastră să cedeze ca lucrurile să poată funcționa frumos pe viitor. Deci nu prea există compatibilitate atâta timp cât este această agitație în viața dumneavoastră și în viața acestei persoane. Care este avantajul relației sau ce ar putea fi în avantajul dumneavoastră? Faptul că vă urmăriți un anumit interes în această relație este foarte important. Acest lucru ar putea fi un avantaj. Să nu vă dați bătuți, să obțineți ceea ce vă doriți, chiar dacă va trebui să mințiți unele persoane din viața dumneavoastră, chiar dacă va trebui să faceți orice, să ajungeți la inima acestei persoane, cam acesta este avantajul dumneavoastră. Care ar fi dezavantajul? E bine, dezavantajul e că ar putea fi foarte multă suferință aici, foarte multă durere în suflet și foarte multe nopți nedormite, foarte multă anxietate, aș putea spune, în unele cazuri. Deci dezavantajul ar fi că vă consumați reciproc și ar exista o durere în suflet,
o dezamăgire continuă sau o suferință continuă, ce faceți în aceste relații ar fi ca un sacrificiu, adică țineți cu dinții, da, luptați, obțineți acea relație sau acea dragoste din partea unei anumite persoane cu orice preț, dar dezavantajul e că vă aduce și foarte multă suferință. Dacă este dragoste adevărată sau nu, ei bine, aici lucrurile sunt un pic neserioase, aș putea spune. De ce? Tind să cred că vorbim și de relații de trio aici, ceea ce înseamnă că sunt implicate mai multe persoane și dragostea este împărțită între aceste persoane. Deci sunt și nu sunt șanse să fie dragoste adevărată. Momentan sunteți într-un stadiu mai la început, aș putea spune, și nu cred că putem vorbi de o dragoste adevărată, în adevăratul sens mă refer aici. Sentimente sunt, să știți, dar și foarte multe dezavantaje. Concluzia din această etalare de la numărul 1 este următoarea. Dacă aveți de-a face cu persoane, adică dacă încercați să țineți cu dinții de o anumită relație sau de o anumită persoană, e posibil ca la un moment dat să fiți foarte dezamăgiți, să fiți foarte triști și să nu fiți fericiți în acele relații. Sau să ajungeți într-un punct în care să vă gândiți dacă e bine ceea ce faceți sau nu, pentru că aici vorbim și de lipsa de încredere în unele cazuri, lucrurile par a fi un pic mai agitate. Deci nu cred că momentan, la numărul 1, vorbim de dragoste adevărată, ci mai degrabă țineți cu dinții de aceste relații sau de aceste persoane și vă doriți în adâncul sufletului dumneavoastră să vă fie împărtășite sentimentele și această dragoste. Dar momentan nu se întâmplă acest lucru. Pare rău numărul 1. Mergem la numărul 2. Să vedem la numărul 2. Ei bine, cum sunteți dumneavoastră? Dumneavoastră sunteți o persoană foarte energică. Poate încercați foarte mult să țineți legătura cu această persoană și văd că țineți foarte mult să nu pierdeți legătura, să nu pierdeți această relație. Oricum, știți foarte bine, simțiți că lucrurile aici nu s-au încheiat și că mai trebuie să se rezolve ceva. Deci cam așa vedeți dumneavoastră relația. Relația o vedeți într-o schimbare, dar într-o schimbare pozitivă din punctul dumneavoastră de vedere și chiar foarte rapidă. Cum vede partenerul? Partenerul are, sau partenera, sau acea persoană la care v-ați gândit în momentul în care ați ascultat întrebarea dacă este dragoste adevărată între dumneavoastră și acea persoană sau nu. E bine, vă, că este rănit sau rănit această persoană. Are o durere în suflet care cam răbufnește. Nu mai suportă nimic în jur. Ori a fost trădat sau trădată, ori ceva s-a fermat în inima și în sufletul acestei persoane. Deci momentan este foarte supărată această persoană, foarte dezamăgită, se simte trădată și foarte multă durere în suflet ține. Sunteți compatibili sau nu? E bine, aici e o îndoială. Nici dumneavoastră nu știți, pentru că vedeți gândul dumneavoastră sau cum vedeți dumneavoastră lucrurile și cum vede această persoană se cam contrazic, să zic așa, da? Dumneavoastră sunteți o persoană pozitivă, vedeți lucrurile într-un sens frumos, pe când această persoană vede numai durere, numai lacrimi, numai înjunghieri din stânga și din dreapta. De aceea poate va mai dura un pic. Există posibilitatea ca pe viitor să fiți compatibili atâta timp cât discutați sincer, analizați lucrurile împreună, decideți împreună, lucrurile să se facă împreună. Atâta timp cât fiecare dintre dumneavoastră își ia propriile decizii, își face propriile planuri și așa mai departe, lucrurile nu pot funcționa. Deci trebuie să fiți împreună. Aici sunteți unul în stânga, unul în dreapta. Sunt șanse puține să fiți compatibili. Care este avantajul relației sau care e avantajul în toată povestea aceasta? Avantajul ar fi
modul în care vă controlați emoțiile, furiile și așa mai departe. Luați totul cu calm, la cum pot vedea aici. Și acest lucru avantajează toată situația, să știți. Faptul că țineți în frâu anumite lucruri vă ajută să vă clădiți relația frumos sau ce aveți împreună cu această persoană. Atâta timp cât, da, luați lucrurile cu calm și cu răbdare, asta ar fi un avantaj puternic, exact cum spune și puterea, un avantaj puternic în aceste relații. Care ar fi dezavantajul? Dezavantajul ar fi să nu vă îndrăgostiți rapid, să nu grăbiți lucrurile și să nu visați la, cum să vă spun, că totul se va decurge într-un mod foarte rapid, pentru că aici văd că unii dintre dumneavoastră aveți tendința ca să grăbiți lucrurile, să grăbiți evenimentele din viața dumneavoastră și lucrurile nu stau chiar așa, pentru că să clădiți o relație de durată, trebuie să luați lucrurile treptat. Trebuie să treceți prin bine și prin rău împreună, trebuie să treceți prin niște etape, prin niște teste și să consolidați împreună relația. Înțelegeți? Așa e și aici. Dezavantajul nu este unul foarte mare atâta timp cât există dragoste. Deci dragostea există, ceea ce întărește relația sau întărește această dragoste. Ca pe viitor să aveți parte de foarte multă stabilitate. Deci da, putem vorbi cu siguranță de o dragoste adevărată între dumneavoastră și această persoană. Doar ca să ajungeți în acel punct, trebuie să mai treceți prin niște etape, prin niște schimbări și prin niște teste ale vieții. Dar la un moment dat veți avea parte de foarte multă stabilitate, chiar să vă formați o familie împreună în cazul în care nu aveți, și să fiți foarte fericiți împreună și să vă bucurați de momentul acesta, de momentul acela. Și să vedeți în urmă prin câte ați trecut ca să ajungeți acolo. Va fi ceva foarte frumos. Deci da, la numărul 2 putem vorbi de dragoste adevărată, pentru că sunt sentimente, într-adevăr, și foarte multe gânduri, dar energia dintre dumneavoastră și o anumită persoană este una foarte bună, ceea ce ajută relația, plus că mai aveți puterea, ceea ce înseamnă că țineți totul sub control și este un avantaj foarte puternic în aceste relații. Și v-am zis, puneți baza a ceva stabil. Dezavantaj, într-adevăr, în unele situații putem vorbi de un mic dezavantaj, pentru că poate unii dintre dumneavoastră ați început foarte rapid o poveste de dragoste, fără a trece printre anumite etape. Dar atâta timp cât există sentimente din ambele părți și ați simțit acei fiori și dumneavoastră și acea persoană, cu siguranță veți ajunge la dragoste adevărată. Frumos, la numărul 2. Mergem mai departe la numărul 3. Cum sunteți dumneavoastră? Dumneavoastră sunteți o persoană foarte instabilă emoțional în acest moment, aș putea spune. Ori încercați să aveți parte de un câștig, să câștigați inima unei anumite persoane sub orice formă, chiar dacă ar trebui să trișați sau să treceți peste orice ca să obțineți inima acelei persoane sau să cuceriți acea persoană sau să o recuceriți acum în funcție de la caz la caz. E bine, sunteți în stare să faceți orice. Cum este partenerul sau partenera din această etalare, să zic așa? Este o persoană foarte, are o energie foarte bună și să știți că se implică. Chiar dacă pare un pic neserioasă această persoană, poate are momente de impulsivitate, într-adevăr, că are tendința să se grăbească sau să grăbească lucrurile într-o anumită relație. Să știți că pe viitor o să vă dați seama că este o persoană foarte serioasă, pentru că se dedică cu totul într-o relație, în viața personală. E posibil să fie o persoană care călătorește cam mult sau poate nu o vedeți foarte des sau o vedeți mai rar, nu știu, dar cu timpul o să vă dați seama că are intenții foarte, foarte plăcute, să știți. Sunteți compatibil? Da, cu siguranță sunteți compatibil, pentru că și dumneavoastră și această persoană sunteți foarte pasionali. Sunteți niște persoane foarte optimiste și pe lângă aceste lucruri vă doriți să fructificați, să evoluați într-o anumită relație,
Și pe lângă aceste lucruri, de obicei vă și reușește. Faptul că gândiți ca unul singur vă ajută foarte mult. Deci compatibilitatea există cu siguranță aici. Care este avantajul? Avantajul este că luptați pentru ceea ce vă doriți și acest lucru este foarte important. Totuși trebuie să aveți grijă că uneori o să aveți tendința să fiți mai nehotărâți sau să vă luați după gura lumii, ceea ce nu este ok. Un alt avantaj, în cazul acelor dintre dumneavoastră care aveți o relație la distanță, să știți că poate fi un avantaj momentan, pentru că acest lucru vă poate apropia mai mult, vă face să luptați mai mult unul pentru celălalt, să vă țineți împreună acolo, să fiți uniți, să fiți unul pentru celălalt, să fiți doi ca unul, cum v-am zis și aici. Care ar fi dezavantajul? Dezavantajul este că aveți o teamă. Ori dumneavoastră, ori această persoană, ori ambii, ori și dumneavoastră și cealaltă persoană, teama de a nu repeta o anumită poveste de dragoste care a avut un final mai nefericit. Vă este frică să nu treceți prin multe lucruri neplăcute în această relație. Deci dezavantajul este că vă puneți prea multe limite, vă puneți prea multe bariere și un alt dezavantaj este că nu reușiți sau nu vă doriți să depășiți o anumită diferență care ați creat-o între dumneavoastră și această persoană. Trebuie să vă eliminați aceste frici, aceste bariere și tot ce simțiți. Să vă luați inima în deschidere și să discutați, pentru că există și frica aceasta de a comunica, ceea ce este un dezavantaj destul de mare pentru a reuși să clădiți o relație. Dacă nu veți reuși să depășiți acest dezavantaj, nu prea veți reuși să trăiți o dragoste adevărată. Nu poate exista o dragoste adevărată între dumneavoastră și această persoană, chiar dacă lucrurile par a fi foarte plăcute până în acest moment. Deci nu vorbim de dragoste adevărată atâta timp cât există acest blocaj, această nesiguranță, această frică. Dacă reușiți să depășiți, cu siguranță veți ajunge la dragoste adevărată. Dacă nu și vă limitați, nu vă spuneți ceea ce simțiți, pentru că mulți dintre dumneavoastră, acum pot vedea aici, nu spuneți ceea ce simțiți, ceea ce vă doriți de la această persoană. Sau pur și simplu nu reușiți să vorbiți cu această persoană. Ceva s-a întâmplat sau se va întâmpla și nu reușiți să luați legătura cu această persoană sau această persoană, pentru că face diferențe sau trebuie să aveți grijă și la oamenii din jur, să știți care vor interveni în aceste relații. Șanse sunt să ajungeți la dragoste adevărată atâta timp cât va exista comunicare. Comunicare este esențial în această în aceste relații. Și să vă, cum să vă spun, eliberați, să încercați să încetați să vă fie frică sau să vă limitați la anumite lucruri, pentru că nu pot fi două povești la fel, adică ce ați trăit dumneavoastră nu o să mai trăiți cu siguranță, pentru că aici vorbim de persoane foarte bune care vin spre dumneavoastră sau la care vă gândiți sau cu care ați început sau pentru care ați început să simțiți ceva. Deci putem vorbi de dragoste adevărată pe viitor, dar, cum am spus, esențial este să vă luați inima în dinți și să discutați, să vă deschideți sufletul. Bun, și haideți să trecem la extragerea săptămânii. După cum puteți vedea, sunt șanse mari să câștigați unul dintre dumneavoastră care vă doresc foarte mult, având în vedere că în această săptămână nu foarte mulți oameni au participat. Și haideți să vedem cine este câștigătoarea sau câștigătorul săptămânii. Câștigătoarea săptămânii este Maria Rusu. Felicitări, doamna Maria Rusu. Tot ce trebuie să faceți este să-mi lăsați un mesaj pe WhatsApp pentru a discuta despre etalarea personalizată pe care ați câștigat-o. Felicitări tuturor participanților. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și astăzi. Vă doresc sărbători fericite și liniștite în continuare. Să ne auzim cu bine. Multă sănătate tuturor. Și vă îmbrățișez cu multă căldură și cu mult drag pe toți. La revedere!